O nouă săptămână, un alt challenge complet nebun pe acest canal, deoarece și voi, fraților, sunteți forța acolo cu like-ul și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea din ultima vreme. Astăzi suntem în data de 3 aprilie și vom merge la derbiul săptămânii FCSB Universitatea Craiova și dacă tot este un meci atât de tare, voi face și un battle, deoarece am pregătit pe contul meu în premieră un Prime Icon Player Pick, iar prietenul meu cel mai bun, Andrei, a pregătit și el unul. Așa. Dar astăzi voi încerca să fac un battle, un icon battle, dintre un jucător de la FCSB și un jucător de la Universitatea Craiova, să vedem care jucători sunt mai norocoși, cei de la FCSB sau de la Craiova, dar în funcție de pronosticul dat înaintea meciului de mine și de Andrei, eu voi merge la un jucător de la FCSB sau el va merge și celălalt la Craiova. Și mare atenție, băieți, dacă reușim la acest video pentru a 6-a oară 7000 de like-uri, săptămâna viitoare voi încerca o altă nebunie unde voi merge nu la un meci, ci la 4 meciuri într-o singură săptămână. Nu vreau să vă dau mai multe detalii, așadar vreau să văd dacă puteți să faceți acolo 7000 de like-uri până vinerea viitoare. Haideți cu susținerea forță și vreau să vă mulțumesc și pentru cei aproape 143.000 de abonați. Eu zic că putem face 150.000 până luna iulie sau august, așadar haideți și cu subscribe acolo și haideți să plecăm la acest super meci. Și înainte să începem, voiam să vă spun că tocmai am postat un nou episod pe canalul de YouTube Superbet, al doilea episod din seria când fotbaliștii de la Farul Constanța recrează cele mai tari goluri ale lui Gică Hagi și a ieșit senzațional, câteva lovituri libere de excepție. Așadar vreau tot să mergeți chiar acum în descriere, să apăsați pe butonul de like și de subscribe și mai mult de atât, puteți câștiga un tricou cu Farul Constanța oficial de joc. Așadar nu mai stați, aveți chiar acum linkul în descriere și haideți să vedem cine a câștigat. Și am ajuns, fraților, la stadion prima dată când mergem la un meci anul ăsta și e lumina afară. Asta înseamnă să se înțelege. Și căldură. Și căldură, frate, dar nu mai bate nici vântul. Și uitați-vă câtă lume poate să fie încă de la intrarea în stadion. La un meci de prima. Se anunță o super atmosferă și din ce am înțeles, peste 22 sau 23.000 de spectatori vor fi în seara asta. Sper că putem să stăm după meci acolo. Și haideți să vedem câtă lume e în incinta stadionului. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push my... I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no. Așadar am ajuns, băieți, fix aici lângă stadion și totodată lângă peluză sunt cu Andy. Uitați-vă peluza aici, aproape full și stadionul la fel aproape full. Și așa cum am promis, vom spune pronosticurile ca să vedem ce echipă ne alegem pentru Icon Pack-ul nostru. Ia zi, Andy. Eu zic FCSB și bate 2-0. Deci 2-0 FCSB. Da. Eu zic 2-1. Vedem la final care a fost mai aproape în funcție de numărul de goluri marcate și vă dați seama că cine o să câștigă o să aleagă FCSB, nu? Normal. Andy e fan FCSB. Da, uite mă, o să aleg eu Craiova dacă câștig. Dar hai să vedem la final. Intră băieții acolo, forță! Cățelușii în brațe! Craiova cu o galerie destul de mare acolo. Cred că sunt vreo 500 de 1000, cam așa. Și aici, uitați-vă, full. Frumos. Am întârziat un minut. Nașul meu, ia uite-l! Aolo, nașule! Nașule, nu crești, tată! Uite pe Tavi unde e, de jos! Mamă, ce pas a dat! Mamă! Vine
Davi! Da, frate, deci Davi joacă pentru prima dată, joacă right mid. Mijlocaș dreapta și e Florinel Coman pe stânga. Mamă, ce atac are pe CSB. Davi, Florinel Coman și Tănas. Ia uitați-i, fraților, cum coboară. Până acum au stat acolo, ascult. Gol pe CSB, dar se ceartă acum, nu știu ce se întâmplă acolo. Unii zic că a fost faul, alții se bucură deja de gol, dar hai să vedem. Deja a început timpul golului aici. E gol, băi, Greg, e gol sau nu? A zis din minutul 9. Nu e gol, fraților, nu este gol, golul se anulează 0-0. Bine, mă, Tâncovanu, bravo! Florinel Coman și Radunovici, fiți atenți! Deci nu bate nici David, nici Tănas. Data trecută când a bătut Florinel a fost direct în tribună. Revenirea, tată. Radunovici are șutul bun. Radunovici, dacă o dă, cum știe el, e Roberto Carlos. Ascultă-mă, ia uite-l. Hai să vedem, hai nașule, hai nașule, am încredere în tine. Bun. 1-0 Universitatea Craiova, gol Andrei Ivan. Haideți să vedem, urmează repriza a doua. Suntem la pauza meciului și am pregătit pachetele de la Weekend League aici, cele 3 picuri pe contul meu. Nu le-am mai păstrat pentru live, le deschidem acum la pauza meciului cu galeria Stelei în spate. Mamă, poate prindem și noi o minge de data asta. Primul player pick, haideți să vedem. Primul player pick de astăzi, de la FU Champions, este... Eroare, direct. 86, nu e rău. 86, Otavio. Chiar nu e rău. Al doilea vreau ceva mai bun. Vă zic sincer, habar n-am cine este cel mai bun jucător din Team of the Week. Dar haideți să vedem. Al doilea... este... O, bun, nu e rău. Chiar dacă aveți și 84, Tierney de la Arsenal, nu e rău deloc. Îl iau direct aici. 87, Pace CB, chiar e forță. Hai mă, comingi și la noi. Nope. Și al treilea, tata, hai să vedem al treilea. După Tierney, 84, Anthony, care nu e rău. O să-l iau pe el, îmi place mult Anthony. Și haideți să vedem și pachetele, le băgăm aici frumos. Rare Players Pack primul. Hai tata, hai tata, rare players pack, ceva bun. Thiago de la Liverpool. Ok. Cizie, băgăm aici în club. Pachetul cu Team of the Week. Unde putem să avem ceva, zic eu. Diaz de la Liverpool, chiar nu e rău. Îl joc direct. Și acum emoții mari. Ultimate pack ăsta îl dedic lui Ivan, frate, că a dat gol. Hai să vedem, ultimate pack direct. Hai să vedem. Îi dăm direct aici. Haide-mă, ceva mare, 87. De la, pentru tine asta, Andy. Dedicație pentru Andy. În seara asta joacă. E fan Inter Milano. Cam atât cu pachetele. Hai cu repriza a doua. Hai! Hai!
cu golul. Bravo, bă, Ternovan! Oh, ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Mamă, ce gol, dar nici n-am apucat să filmeze. E prima dată când se întâmplă asta, dar e timp. Nu mai așteptăm. Wow! O tribună se bucură, una plânge, așadar, din păcate, FCSB pierde cu 2-0 și mai aproape de pronostic, cred că am fost eu, că totuși a dat gol Craiova, tu ai zis 2-0-2-1. Dar voi alege să-mi deschidă pachetul un jucător de la Craiova, mai exact Ivan aș vrea și tu de la FCSB, zi-mi jucător. Olaru. Olaru. Hai să vedem dacă îi prindem. Privind partea frumoasă, uitați cu câtă galeria stelei și jucătorii, chiar dacă au pierdut. Și partea aia. Fraților, suntem aici cu Andrei Ivan și așa cum am promis să mă deschide un pachet. Te pup, Andrei, mersi că ai acceptat. Stai așa să se și vă. Și dacă ai făcut să deschizi un pachet cu un jucător icon. Uite așa ca să se și vă. Aolo, cum vrei tu? Cum poți tu să apeși? Aici, da. Hai să vedem, e contul meu să știi. Și acum uite poți aici. Hai să vedem. Mamă, nu pot să cred, Pele. Deci cel mai bun jucător, băi. Nefică cel mai bun jucător din FIFA, Andrei Ivan. Băi, fraților. Te pup, Pele, pe contul meu deschis de Andrei Ivan, vă vine să credeți? Uitați-vă și voi. Eroul oltenilor a avut parte și de o surpriză după meci. Mamă, nu pot să cred, Pele. Deci cel mai bun jucător, băi. Ne pică cel mai bun jucător din FIFA. Din păcate, cei de la FCSB n-au putut sta, efectiv n-au făcut poze cu nimeni. Securitatea a fost maximă. Uitați lumea acolo cum stă cu jandarmii. Am vorbit cu Darius, el este un tip super deschis, dar mi-a zis că nu poate sta, nu poate face poze. Așadar, îi voi deschide eu pachetul lui Andy. După Pele, fraților, de 98, nici acolo mi-a revenit. Hai să vedem, Andy, pregătit? Zici ce-ți dorești, tate. Da. Zici ce-ți dorești. Rut cu lit? Hai să vedem. Hai să vedem. Hagi! Ne pică Hagi! Hagi, Ashley Cole și Shearer, care n-a doar pentru că e român. Hagi, luăm Hagi. Așadar, fraților, terminăm acest episod cu Pele de 98 și cu Hagi Prime. Din punct de vedere al pachetelor, eu zic că a ieșit de nota 20, așadar, haideți cu like acolo și cu subscribe să reușim cei 150.000 de abonați. Până data viitoare, eu am fost Tudor, împreună cu Matei și Gigi. Locu. Pa, pa!